o parte din primarii foști aveau să nu tragă pentru partid și atunci exista riscul să nu scoatem senatorul la Botoșani. În condițiile date am decis, fiind și ăsta un factor, să stau să ajut Partidul Național Liberal, dar o voi face, tot din linia întâi, ca un responsabil de zonă și mă voi implica direct în campania pe județul Botoșani și eu le transmit un mesaj foarte ferm și clar. Dacă partidul, și eu sunt sigur că partidul, în urma discuțiilor care le-am avut cu toți vectorii din biroul politic, mă va desemna să mă ocup de campania electorală la Botoșani, va fi o competiție foarte frumoasă cu PSD-ul, dar candidații PNL-ului care nu performează au mare problemă. Și nu numai atât. Consilierii locali și primarii care nu vor scoate peste scorul partidului, și eu le spun clar, consilierii locali în mod special de zona care se vor ocupa, vor fi dați afară toți. Eu le garantez lucrul ăsta, pentru că nu văd dacă un consilier local a ajuns pe o listă și are 200-300 de voturi și tu nu ești în stare să scoți 200 de voturi la votul politic, înseamnă că nu ești bun de om să faci politică. Același lucru, pentru că în trecutul nostru, primarii, PNL se vedeau primari, când era vorba de vot politic, plecau în concediu. Deci asta dată se schimbă lucrurile și dacă mă voi ocupa de chestiunea asta, cei care nu vor trage pentru partid, nu ceară bani de la București. Pentru că Bucureștiul... Nu le faci nimic, nu vor primi fonduri. Deci Partidul Național Liberal va rămâne la guvernare și după decembrie, chiar dacă la nivel național vom face 32-34, cam aici scorul partidului, eu sunt foarte realist, scorul partidului unde ne situăm, atunci eu sunt sigur că președintele Iohannis și cu Ludovic Orban au abilitatea necesară să facă majoritatea pentru o guvernare de 4 ani de zile. Eu le spun, cei ce nu se vor implica, nu vor primi. Și îi garantez lucrul ăsta. Și pentru că mi se partidul. Partidul la alegerile locale, cred că va lua parlamentare, va lua peste 30%. Deci vom lua 2 deputați garantați și un senator. La al treilea, eu le spun de pe acum, să nu se îmbete nimeni cu apă rece, pentru că noi știm cu cine batem la Botoșani, ne batem cu sărăcia, în primul rând, cu asistență socială. Eu spun, Comuna Mihai Eminescu, să știți că nu are asistență socială. Comuna Mihai Eminescu nu are oameni la ajutor social, decât câteva persoane care, într-adevăr, sunt bolnave, ferească Dumnezeu, atât. Dar sunt comune în județ, care au 300-400, cum e Havrna, care oamenii aia sunt mașinării de vot la primăriile PSD. Și virginea de